Versetul zilei 33, Proverbe 14:21. Cine disprețuiește pe aproapele său, face un păcat. Dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. Atunci când disprețuiești, de fapt nu recunoști valoarea pe care Dumnezeu a pus-o într-un anume om. Mai exact, ai o atitudine înjositoare față de lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, iar aceasta înseamnă păcat. Disprețul te va dezbrăca de milă, iar lucrul acesta n-ar folosi nimănui. Confirmă valoarea pe care a pus-o Dumnezeu în semenii tăi, prețuindu-i.